La ora actuală, Republica Moldova este un stat falit. El nu mai poate fi resuscitat. Oricât de mult s-ar strădui Filip sau, mai știu eu, Candu să se prefacă că acest stat mai respiră și așteaptă oxigen de la Banca Mondială sau din România ca să vină banii promiși pentru salarii și pensii, acest stat și-a ratat într-un fel promisiunea.